sunt Mușani Cușor, am 31 de ani, sunt din Târgu Ocna, deloc. Am o afacere în domeniul cosmetic, pe îngrijire orală. În brandul meu aș paria tot pe el. Pentru cine înțelege această industrie, acest proiect este unul unicat la nivel mondial, în momentul de față. Salutare, Leilor! Bine ai venit! Sunt Mușani Cușor, fondatorul Pranoia, un brand românesc de îngrijire orală premium. Iar astăzi vă propun o investiție de 350.000 de euro, structurată în 150.000 de euro achiziție de părți sociale și 200.000 de euro creditarea societății, în schimbul unei participațiuni de 30% în afaceri. Totul a început în anul 2019, după întoarcerea mea din Singapore și acumularea peste 7 ani de experiență pe dezvoltare în industria cosmetică, am identificat oportunitatea unei nișe neacoperite în piața de îngrijire orală, mai exact produsele dedicate lucrărilor de fațete dentare. La finalul anului 2020 am lansat cu succes primul nostru produs, pasta de dinți, care acoperă cu succes toate nevoile clienților de fațete dentare. Îmi cer scuze o secundă. Astăzi stau în fața dumneavoastră, nu doar cu unul, ci numai puțin de 5 produse dezvoltate, dintre care două dezvoltate 100% în România. Prin investiția propusă vom putea consolida afacerea noastră, extinde gama de produse, accesa noi segmente din piață prin colecțiile viitoare și mai ales vom putea stabili parteneriate mult mai ușor pe plan internațional la export. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să faceți parte din succesul Pranoia. În Singapore, ce ai făcut 7 ani acolo? În domeniul cosmetic am avut mai multe funcții, mai multe departamente. Ce fondator mai ai lângă tine? Nu am niciun fondator, sunt singur, mi-am susținut financiar business-ul singur. Cât bani ai băgat din banii tăi? În momentul de față sunt la 150.000 de euro investiți. În 21, ce cifre de afacere ai avut? Puțin peste 110.000 de euro. Cu o mențiune, este făcută doar de pasta de dinți, deoarece restul produselor nu le-am avut. Și zero marketing, adică totul este organic. Aș vrea să-mi răspund la o întrebare tehnică. Pasta de dinți se potrivește și dinților naturali? Da, este și pentru dinți naturali, dar nu îți va oferi beneficiu de albire. Formula noastră, spre exemplu, la pasta de dinți, conține 25 de ingrediente cu 12 active. La ce folosesc active? Sunt împărțite în trei categorii. Avem activele de fațete, activele de dinți natural și activele de gingie. Și toate le-ați pus într-un singur produs? Da, și ele funcționează perfect. Este foarte greu să faci lucrul acesta. E o formulă extrem de complexă. Ok. Care ar fi prețul unui astfel de produs? La vânzare am scos un preț foarte bun de 130 de RON. Este un preț sub prețul pieței din afară. În UK, spre exemplu, vine cu 35 de lire fără probleme. Ce vreau să luați din acest business, cu investiții sau nu, este să înțelegeți că noi ne aflăm în cea mai grea piață din Europa. Suntem ultimii la consum de pastă de dinți. Eu știam toate astea înainte să mă apuc. Nu le-am aflat ieri. Pentru că... Și totuși te-ai apucat în România de asta, în piața asta. Nu, o fac în România pentru export. Cred că am și identificat, de fapt, care e problema pentru care businessul tău e un business foarte greu. Are nevoie de o investiție inițială mult mai mare decât cea de 200.000 de euro. Sunt de acord. Și dacă faci o investiție de 10 milioane, tot nu te bați cu numărul 10 1. 10 milioane nu cred. Numărul 1 la pasta de dinți. N-ai nicio șansă. Nu mi-aș fi pierdut un euro din banii mei personal munciți, că nu vin dintr-o familie bogată, sunt bani munciți. N-aș fi investit un euro într-un business în care nu credeam. Și lăsând banii la o parte, n-aș fi dedicat 2 ani din viața mea. Câte paste de dinți și câte periuțe vindeți într-o lună? Undeva adunat, undeva la probabil 500 de produse acum. Vă zic segmentarea în piața orală, ca să înțelegeți de ce nu se vinde apa sau ața. Ața dentară lumea nu o folosește, este cel mai important. Cu asta începi să te speli pe dinți, cu ață dentară, treci la irigator și abia după aia la pastă. În România nu pot să-mi închipui cum pot să vinzi când se folosește numai un tub jumate pe an. Suntem pe ultimul loc la consum pastei de dinți, dar toate acestea nu m-a dat înapoi, pentru că eu știu ce pot dar să fac. Dar să previn și partea afară bună, că de la fundul prăpastiei nu poți ai decât să urci. Ai unde să crești, exact. Eu sunt dispus să investesc mai mult. Adică eu nu am o problemă financiară, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. Acum eu pot să țin toată partea aceea viitoare dezvoltare
personal, pot să mă ocup de ea financiar, fără niciun fel de grijă. Adică dacă ai banii? Da. Ce nevoie ai avea de noi? Am nevoie de un om care să fie fața, am nevoie de un om care să ofere infrastructura pe care eu nu o am și să se ocupe practic de dezvoltarea aia ca eu să pot să fac în spate research și să vin și eu să ajut unde pot, bineînțeles. Pentru că știu că putem deveni numărul unu global și poate râdeți de mine, dar eu știu ce zic. Hai să zic așa, în primul rând se vede că e profesionalism în spate, într-adevăr. Fără discuție. Oricât de bun este produsul, e vorba de sume mult mai mari care depășesc posibilitățile mele. Deci de aceea eu trebuie să mă retrag. Vă mulțumesc. Răzvan, nu ne-ai vorbit nimic despre marjă, cum îl scalezi și practic acești 350.000, da, se duc unde? 200.000 se duc în partea de finalizare, dezvoltare și producția aferentă care pentru următorul lot, plus marketing, o parte din marketing. Și cel mai probabil după va trebui să mai credităm societatea, eu plus investitor. Răzvan, ce zici? Faci o ofertă sau te retragi? O mai gândesc. Felix? Pentru mine e impresionant ce ai creat. Mulțumesc. Arată foarte mult. Foarte bine. Eu am și mâncat un pic de pastă, chiar mi se pare un gust senzațional. Serios? Mă retrag, dar eu vreau să te mai întreb ceva. Vă rog. Un fond de investiții? M-ar interesa foarte mult. E greu să faci din buzunar să... Da, înțeleg. Micușor, vreau să spun că apreciez foarte mult munca ta și știu exact despre cât de multă energie ai nevoie să poți realiza astfel de produs. Ai păstrat doar pasta de dinți? Și restul ai dat la o parte? Nu, apa de gură este un produs cu 30 de ingrediente. Este un produs benefic pentru gingii foarte bun. Ce studiu de piață ai la vânzările de apă de gură? E varză la nivel global. 11% nu e un produs care se cumpără, asta știu deja. Și atunci de ce îl produci? Pentru că trebuie să ai beneficiu complet de la pastă plus apă pentru gingii. Da, mie mi se pare că ai multe lucruri bine făcute, dar ai și multe lucruri care îți scapă. Și chiar dacă mi s-ar fi potrivit produsul, brandul, packagingul, toată dezvoltarea pe care ai făcut-o, nu am chimie cu tine personal, adică nu, cred că nu ne-am înțelege, pur și simplu. De asta îți spun că nu investesc și că mă retrag. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Răzvan, gânditorul, ai ajuns la o concluzie? Sunt foarte mulți bani care ar trebui investiți și cred că pentru mine nu are logic. E ok. Deci te retragi? Mă retrag. Ok, mulțumesc, da. E regulă. Nicușor. Da. Ce nu-mi dă mie nici cum la calcule este 350.000, care, așa cum a spus toată lumea, este extrem de puțin, nu puțin. 30% din companie este extrem de mult să dai din faza asta în care totodată vrei să ajungi numărul 1 spulbere America. Sincer, doar că să intri în piața aia, să faci valuri minim 10 milioane, doar marketing and sales, doar ca să pui piciorul în SUA, să zici că există în piața aia. Asta e strict opinia mea, așa că mă retrag. Nicușor, îmi pare foarte rău. Nicușor, mi-e pare foarte bine, toată lumea mi-a dat un feedback foarte bun. Te felicit din nou pentru produs. Foarte rar văd în România produse la calitatea asta. Exact. Știu. Felicitări. Exact. Mulțumesc. Mulțumim mult. Mulțumim. Mersi mult, domnule. Vă mulțumesc foarte mult. Mersi. Sunt clientul dumneavoastră la Aspir. Mi-a dat și un mucenic, dacă vă aduceți aminte. Să rămână. Mulțumesc mult. Salut. Hai. Salut, dragă. Ciao. Dragilor, un om care nu înțelege că la acest produs doar marketingul contează, n-are nicio șansă. Despre ce vorbim? Normal. El spune că doar produsul contează, că restul nu facem nimic. Cristina, dacă era așa cum zici tu, te contrazic, că dacă era așa cum zici tu, nu făcea packaging-ul ăsta fabulos. Ăsta este marketing. Exact. Eu am înțeles că am nevoie de mai mulți bani, însă am 5 antreprenori, 5 lei, care au zis doar de bine de produs. Și singura chestie a fost de bani, ceea ce o știam deja. Pentru mine e super ok, adică am 5 păreri validate pe produs, mai trebuie să fac rost de banii necesari ca să pot să scalez și sunt sigur că vom putea face rost.